Handbalistele de la CSM Roman au cucerit cea de-a noua ediție a trofeului Roman Vodămușat, competiția amicală internațională care s-a desfășurat la finele săptămânii trecute în municipiul Roman. Elevele antrenorului Andon Boșcovski au obținut 3 victorii din tot atâtea partide și cu un total de 9 puncte au încheiat competiția pe primul loc în clasament. Sâmbătă, în primul meci al turneului, CSM Roman a întâlnit CSM Bistrița și după un meci strâns, în final s-au impus cu scor 30-27. În celălalt meci din prima fază, Corona Brașov a trecut la limită cu 30-29 de formația slovacă Juventa Mihalovce. Sâmbătă, de la ora 19, în cea de-a doua etapă a turneului, a avut loc prezentarea lotului lui CSM Roman pentru următoarea ediție de campionat. Aici sunt o lună. Am văzut că e clubul perfect ca conducere. Ai jucători bune. Vreau să fie cu mine mai bune și vreau când e gata cu campionatul să fim la ora la locul 5 până la locul 1, până la locul 5. Ceva schimbăm să fie mai diferent, cum o să spune, diferent de ca a fost, dar fetele sunt tot cum o să spun, se mentalitatea puțin se schimb și mai joc mai rapid, vreau să jocăm, dar și să fie mai ce mai tare la apărare. A urmat meciul dintre CSM Roman și Juventa Mihalovce, Romașcancele având în final câștig de cauză cu 30-21, după ce la pauză conduseseră cu 14-9. Da, ce să zic, primul meci de dimineață, cred că am avut puține emoții, a fost primul meci în acest sezon în fața suporterilor, ne-am dorit să facem un joc cât mai bun, ne bucurăm că l-am câștigat și pe cel de dimineață și pe cel din seara aceasta. Ce să zic, vrem ca de la meci la meci să urcăm în pregătire și să legăm jocul cât mai bine. Prezent la meciuri, președintele de onoare al clubului, Laurențiu Leoreanu, a spus: două meciuri frumoase. Primul a fost privat de prezența lui Irina Glipo, care a executat un 7 metri direct în fața portăriței. Nu și-a dorit, dar s-a întâmplat, conform regulamentului cartonaș roșu. Dar în al doilea meci Irina a fost pe teren. Toată echipa a jucat. Practic, n-am știut să spunem care sunt titulare, care sunt rezerve. Ne bucurăm că toată echipa a fost rulată. Un meci desfășurat foarte frumos, cu schimbări tehnico-tactice pe parcursul întregului meci, frumoase scheme de joc. Cred că un plus pentru echipa noastră de inventivitate și apreciez cele două victorii. Cinste echipei, cinste completului tehnic, felicitări ambelor echipe pentru că a fost un meci frumos și reprezentanta Cehiei și Slovaciei s-a întrebuințat bine pentru acest meci, dar pe final echipa noastră și-a demonstrat valoarea și s-a distanțat în evoluția scorului. Lungul drum spre lună începe cu primul pas. Suntem încă în turneu de pregătire. Mai avem mâine un meci cu Corona Brașov, cred că va fi meciul vedeta turneului și apoi ne vom deplasa într-un turneu de pregătire la Brașov. Sperăm ca aceste turnee și Supercupa României, pe care o vom juca pe 3 septembrie la București, un meci, zic eu, de mare amploare și deosebit de onorant pentru echipa României, care joacă în Supercupa României, să cristalizeze o echipă de star pentru campionat și apoi să avem o constanță cât mai bună și să putem să ne apropiem victoriei, astfel încât să rămânem în partea superioară a clasamentului de la început și cât mai sus la sfârșit. Ultima întrebare, păreți cu fie răpușit astăzi, galerie? Am făcut galerie, am strigat pentru echipă. Mi-au plăcut jucătoarele, toate cum au jucat și m-am bucurat. Le-am îmbărbătat, le-am încurajat. Ați văzut că sala s-a umplut pentru meciul echipei noastre, semn că handbalul este iubit la Roman. De altfel, mulți spun că publicul din Roman este un cunoscător de handbal
și de fiecare dată acest public vine cu drag să-și susțină echipa. Felicitări și publicului Romașcan, care demonstrează încă o dată prin atitudine, prin comportament, că știe să-și susțină echipa într-un mod civilizat, dând dovadă de atitudine pozitivă în marea noastră familie romașcană. Și președintele clubului, Lucian Micu, a fost încântat de prestația jucătoarelor. Până acum o primă zi reușită pentru CSM Roman, ne bucurăm că, iată, în cel de-al doilea joc, cu ocazia și prezentării lotului, am reușit să facem un joc foarte bun, să câștigăm de o manieră categorică. E un joc care ne dă încredere pentru viitorul acestui campionat. Sigur că mai este încă mult de lucru, dar sperăm să ajungem la forma maximă care să ne permită să acumulăm cât mai multe puncte. Vreau să le mulțumim tuturor spectatorilor care au participat astăzi la prima zi a turneului într-un număr destul de mare. Știm că este duminică după amiază, fiecare au și alte activități, dar iată că totuși iubitorii handbalului și-au făcut timp și pentru a veni să participe la prezentarea lotului și să vizioneze un turneu de calitate, un turneu internațional care are loc pentru a noua oară la Roman. E foarte important că reușim să atragem în continuare echipe puternice care să vină la Roman. Ne bucurăm pentru acest lucru și sigur că mai avem și mâine o zi destul de încărcată. Sperăm să facem din nou un joc cât mai bun și la finalul căruia să obținem victoria. Mulțumim încă o dată tuturor spectatorilor, felicitări echipei și tuturor echipelor de fapt care participă la acest turneu de pregătire. Trebuie să facem această mențiune până la urmă că e mai important omogenizarea loturilor. Suntem practic în perioada de pregătire și de acumulare din punct de vedere fizic, dar e important că suntem și ne apropiem de forma pe care ne-o dorim și sperăm, așa cum spuneam și mai devreme, să obținem cât mai multe victorii în acest sezon care urmează.